la Mănăstirea Vatoped, care are 145 de călugări, cu tot cu schiturile care sunt aferente. Hramul este Buna Vestire, după cum se vede aici. Am intrat înăuntru. Iubiți credincioși, în această Sfântă Mănăstire, pentru cei care nu știu, sunt 7 icoane făcătoare de minuni, o mare binecuvântare. Dragii mei, această mănăstire a găzduit foarte mulți călugări, dintre ei 43 de sfinți. Unul dintre ei, Sfântul Grigore Palama, pe care noi îl cunoaștem bine, noi românii, pe Sfântul Nicodim, Sfântul Sava, cel nebun pentru Hristos. Iată-te, iubiții mei, cât de frumos poate să fie aici. Aceeași pace sfântă, liniște sfântă și bucurie sfântă. Iată-te. O să mergem acum puțin pe aici, ca să vedem unde sunt găzduiți pelerinii când vin aici. Aceasta este una din biserici. Sunt 200 de sfinte moaște în această sfântă mănăstire. Aici se află și brâul Maicii Domnului, o parte din el. O altă parte la Catoxenia, o mănăstire din Grecia. Apoi capul Sfântului Ioan Gură de Aur, care are urechea stângă întreagă, neputrezită. Un ucenic de-al lui, venind într-o seară la el, a văzut că Sfântul Ioan Gură de Aur scria și cineva îi dicta, un tânăr luminos, și l-a întrebat: cine ți-a dictat, Sfințite Părinte? Nimeni. Și atunci a dat seama că era Sfântul Apostol Pavel, care îi tâlcuia epistolele pauline. Apoi aici se află și crucea Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Pantanasa, la care se roagă foarte mult cei care sunt bolnavi de cancer. Multe minuni a făcut această icoană. Mai este o icoană care se numește Ctitorița. Se numește așa pentru că în secolul X Sfânta Mănăstire a fost vandalizată, atacată de pirați. Aceștia, după ce au distrus Sfânta Mănăstire, după ce i-au omorât pe călugării bătrâni, pe ceilalți tineri i-au luat în robie. Între ei se afla și un părinte, erodiacon Sava. Acest părinte era atunci